seara vă spuneam că Adriana și Cristiana au petrecut mult timp împreună și au stat de vorbă. Părea că se înțeleg foarte bine și că conversațiile curg așa foarte natural, iar mai apoi, după ce aceasta s-a întors în livingul băieților, s-a așezat acolo pe canapea unde se aflau foarte mulți dintre concurenți. La un moment dat, Eliza a întrebat-o, ai stat cu Cristian? Iar aceasta a răspuns, da, am vorbit diverse lucruri, dar nu eram doar noi, erau și mamele acolo, pentru că era și doamna Daniela și doamna Ioana lângă ei, într-adevăr. Iar Eliza a întrebat-o pe Adriana dacă îi place Cristian, iar aceasta a răspuns că da, din punct de vedere fizic nu poate să zică că nu arată bine și că îi place. Și tot așa l-a întrebat-o dacă i-ar plăcea să-l cunoască sau și-ar imagina ceva cu el, iar acesta a răspuns că dacă ar fi singur, ar putea să-l cunoască, dar așa nu. Iar Laura era acolo la mică distanță de ea și a spus, Laura, stai liniștită că nu vreau să intervin sau să fac ceva, să nu-ți imaginez, am stat doar de vorbă. Vă dați seama că după aceea a fost acel moment în care Laura a zis că fierbe, nu o să-i convine evident, mai ales când va vedea materialul în live, dar ideea e că am văzut și eu că îi place compania lui și părea mult mai deschisă în a interacționa și a cunoaște decât a fost în conversația cu Albert de seara trecută. Deci am remarcat acest aspect că a spus că dacă ar fi singur, i-ar plăcea să-l cunoască.